de eficiență, da. Adică uite-te, uite-te ce knockout și-a luat sau, mă rog, knockout, nu știu, poate că nu e meciul jucat, dar uite-te la perioada asta de 2 ani în care trăim, ce rapid a degenerat totul. De la niște lucruri care sunt aparent ce mare lucru. Hai să oprim un pic economia, hai să stăm un pic în case. E bine, nu e o politică atât de gravă. Și vezi cum ai tot imediat toate consecințele economice, tot pică castelul. Și de asta spun, știi, că ei poate că sună blânzi așa, dar prin consecințe, și asta e important să înțelegem, și poate că cartea asta ajută și ea acum foarte mult. Prin consecințe ajungi relativ repede, adică dacă nu te dezici repede de niște măsuri, de niște restricții, de niște intervenții în economie, te împing foarte repede la pași ulteriori și în același timp îți degradează sustenabilitatea sau țesutul economic, astfel încât ajungi în anii 20. Ajungi exact la ceea ce cereau de atunci cei de atunci. Și uite, mă gândesc la ce s-a întâmplat cu, bine, e adevărat, s-au și combinat toată ecologismul plus covidismul sau pandemismul. Dar uite că acum vorbim de plafonare de prețuri, da? Când a început toată nebunia cu COVID-ul, s-a vorbit despre restrângerea exporturilor și în același timp plafonarea de prețuri. S-a evitat plafonarea de prețuri atunci, acum vorbim de plafonarea prețurilor la energie. Și știm că dacă se întâmplă chestia asta, după aia o să urmeze o serie de consecințe în urma plafonării. Și niște pași mari, adică dacă accepti niște mici breșe, după aia ele e ca un baraj. E ca un baraj. Dacă ai chiar și niște mici scăpări, la un moment dat îi rumpe. Rup, se duce, se face totul praf. E argumentul ăsta al pantei alunecase, eu cam tindeam prin să-l cam resping. Dom'le, hai să nu exagerăm, că totuși Obama nu e Hitler, știi? Dar uite ușurința cu care au acceptat fascismul sanitar, știi? Ușurința cu care asta zic. Au acceptat discriminarea, deci ăla o viață mă căpiază cu discriminarea. Și acum, hai, discriminarea, nevaccinați-vă. Și nu zice nimic. Nu, că e binele public. Deci ușurința, exact, care au trecut imediat la o chestie totalitară, deci dintr-o chestie social-democrată, nu atât de periculoasă, știi? Imediat au trecut, da, la... Exact. Păi, poate am putea să zicem că cei care nu vor să se vaccineze împotriva acestui virus sunt o minoritate din spectru LGBTQ+, că e plus, că e varianta premium. Și zici, eu sunt cu tare și... În fine, credințele mele, deci să nu mă discriminați. Ce ai rezolvat? Nu face asta. Nu face asta. Normal că nu. Poți lua cazuri de romi, să zici, uite, sunteți împotriva, de ce închideți romii în casă, știi? Ce asta e? Dacă nici ăsta nu e nazin, știi? Rom nevaccinați. Da. Poți plusa, așa cum plusează ei și aberează foarte mult, la fel, poți plusa și tu, știi? Dar nu s-a întâmplat. Sau s-a întâmplat? Chiar s-a întâmplat? Da, da. N-a zis chiar sunt curios. Noi am zis asta, deci că de la noi auzi mesaje de astea. Sunt convins că da, n-ai la ce să te aștepți, adică nu poți să te aștepți de la o coerență de la intervenționiști, adică oricând o să-ți găsească exact cum au găsit argumente aberante, o să găsească argumente aberante ca să-ți ignore sau să-ți contrazică poziții de tipul ăsta.